2 mai 2024, atenție! Pluto retrograd începe. Pluto este ultima și practic invizibilă planetă a sistemului solar. Cea mai mică, dar în același timp cea mai puternică, serioasă și formidabilă. Pluto este regele lumii subterane și al celor mai profunde energii universale. Afectează structurile mari, ordinea mondială, orașele, țările și continentele. Orice societate este supusă legilor sale, planeta schimbă viața și destinul fiecărei persoane prin procese interne și externe. Această planetă este despre putere, pasiune, sex, societăți secrete puternice, bănci și bani foarte mari. Este întotdeauna despre control, suprimare, cruzime, transformare, manipulare și crize. Pluto va fi retrograd în primăvara lui 2024. Toată lumea știe despre mișcarea retro a lui Mercur, dar numai fanii astrologiei știu despre mișcarea retrogradă a lui Pluto, planeta karmei, transformării și renașterii. În perioadele pozitive, planeta ne oferă putere și voință colosală, stimulându-ne și împinându-ne către noi realizări. Mulți știu că Pluto, ca un tsunami sau un taifun, este atât de puternic încât poate transforma literalmente viața nu numai a unei persoane, ci și a unor state întregi, în câteva momente. În 2024, Pluto se va muta înapoi în două zodii deodată, Capricorn și Vărsător. Planeta va începe să se miște retrograd din 3 mai până pe 12 octombrie. Potențialul perioadei nu poate fi ignorat, deoarece Pluto retro este un coridor cu oportunități care se deschide doar o dată pe an. Are și un efect puternic asupra oamenilor. Pluto retro introduce o perioadă de introspecție și reflexie. La nivel personal, Pluto guvernează instinctele, subconștientul, procesele de transformare și purificare. La nivel planetar, în sfera sa de influență se află tendințele sociale, conflictele și războaiele, dezastrele naturale, accidentele și distrugerea. După începerea perioadei retrograde a lui Pluto, acestea se pot agrava. Pluto retrograd în 2024 are următoarele caracteristici. Perioada 2 mai 2 septembrie, schimbări în viziunea asupra lumii, dorințe și alegerea spre ce să luptăm. Perioada 2 septembrie 12 octombrie va fi o perioadă de singurătate, meditație, autoimersie, analiza ambițiilor și dezvoltarea unei noi strategii. În ciuda faptului că Pluto este o planetă mică, în astrologie acest corp ceresc este considerat poate cel mai influent conducător. Afectează direct soarta berbecului și a scorpionului și, de asemenea, afectează leul. În timp ce Pluto se mișcă direct, controlul său este benefic și aduce inspirație, bunăstare și o încărcătură de energie. În perioada retrogradă, cea mai bună soluție pentru toată lumea este să slăbească strânsoarea și să corecteze greșelile din trecut. Influența lui Pluto retro asupra oamenilor și sfaturi despre cum să-i supraviețuiești. În perioada retrogradă a lui Pluto, există o pierdere a puterii și lipsă de energie. Bucuria și inspirația dispar, fricile și complexele ies din subconștient. Va fi ușor să cedăm în fața apatiei, va fi dificil să ne ținem emoțiile sub control. Munca va fi dificilă, iar odihna nu oferă recuperare. Pentru ca următoarele 6 luni să meargă fără probleme, este necesar să ținem cont de recomandările stelelor. Ce nu putem face în timpul retrogradului lui Pluto? Nu ne putem ocupa de chestiuni în care ne lipsește experiența și competența. Nu este recomandat să ne certăm și să intrăm în conflicte, precum și să revendicăm resursele altor oameni pentru a ne atinge propriile scopuri și obiective. Bazează-te pe tine în toate și acordă o atenție deosebită formării celui mai apropiat cerc social al tău. Toți cei care te trag în jos trebuie să rămână în trecut. Cea mai mare influență a lui Retro Pluto va fi resimțită de Berbec, Scorpion, Vărsător și Capricorn. Pentru fiecare semn zodiacal, această perioadă va afecta diferite domenii ale vieții. Cercul social al Berbecului se va schimba complet și vor apărea cunoștințe influent. Banii și faima vor veni prin publicitate și munca în echipă. Taurul se va confrunta cu o schimbare a orientărilor de viață. Se preconizează o schimbare a locului de muncă și a domeniului de activitate. Gemenii își măresc sferele de activitate existente. Sunt probabile călătorii frecvente, inclusiv în străinătate. Racul așteaptă transformarea personalității, scăpând de temeri și obiceiuri proaste. Feriți-vă de răniri!
viața personală a leului se va schimba. Sunt probabile despărțiri de partenerii care se trag înapoi, care împiedică dezvoltarea. Fecioara se va concentra pe datorie și responsabilități. Va trebui să ai grijă de corpul tău, deoarece rănile vechi se vor face simțite. Balanța va începe o perioadă de creație. Probabil nașterea unei familii, a unui copil, a unei afaceri. Mediul și interesele tale se vor schimba. Scorpionul va regândi valorile familiei. Va deveni mai sensibil și mai sociabil. Cei care nu se schimbă vor rămâne singuri. Săgetătorii vor avea o schimbare în obiceiurile casnice și în sfera carierei. Este timpul să începeți să învățați noi abilități. Capricornul fie se va îmbogăți, fie va pierde bani. Vor apărea noi surse de venit dacă este activ. Vărsătorul așteaptă o creștere în carieră. Succesul în activitățile sociale va aduce la un nou nivel social. Peștii vor resimți o lipsă de emoții, care va fi compensată prin călătorii sau prin mutarea într-o altă țară. Noua experiență va da înțelepciune și putere. În perioada retrogradă a lui Pluto, se recomandă închiderea gestaltelor și punerea în ordine a gândurilor. Hobby-urile creative, experiențe noi și învățarea cunoștințelor și abilităților relevante vor ajuta la acest lucru. Autodezvoltarea ne va permite să lăsăm deoparte îndoielile cu privire la abilitățile noastre și să ne schimbăm viața în bine. Scăpați de obiceiurile proaste și dobândiți-le pe cele utile pentru a intra în iarna lui 2024 cu noi puteri și idei. Pluto este aici pentru a ne învăța să nu ne fie frică de propria noastră umbră. Pluto retrograd este un ciclu regulat care durează 5 luni în fiecare an în timpul opoziției sale cu Soarele. La fel ca toate planetele exterioare, este mai puțin îngrijorătoare decât planetele interioare mai rar retrograde. Pluto retrograd este un moment de reflecție asupra problemelor de putere și control din viața noastră. Din 2 mai până pe 12 octombrie se aprinde energia retrogradă a lui Pluto, timp în care va trebui să trăim câteva scenarii din trecut, ba chiar să revenim temporar, alături de Pluto retro, la temele puterii, succesului personal și ambițiilor înalte, în zodia Capricornului de pe 2 septembrie până pe 19 noiembrie 2024. Dacă oamenii te-au presat, te-au controlat sau te-au manipulat, acum este momentul să renunți. Dacă tu însuți ai fost prea greoi și ai controlat prea mult alte persoane sau situații, este timpul să renunți la aceste frâie. Aceasta nu este o perioadă pentru a opri alimentarea, ci o perioadă pentru a depana. Evenimentele care se auto-înfrâng și temele recurente vor dezvălui care dintre obiceiurile noastre de control, iluzii, dependențe sau prejudecăți trebuie abordate. Dacă am fost prea greoi și controlați în relație, ținându-ne prea tare de lucruri controversate, s-ar putea să fim forțați să renunțăm. Dacă comportamentul compulsiv legat de alimente sau dependențe a pus stăpânire pe viața noastră, atunci evenimentele pot duce la o întorsătură bruscă. Cu cât comportamentul nostru distructiv este mai intens, cu atât mai extremă va fi faza de detoxifiere în timpul retrogradului lui Pluto. Cu Pluto, schimbarea nu vine în liniște și, de obicei, nici nu o acceptăm de bunăvoie. Acestea sunt șocuri zgomotoase, perturbatoare, uneori înspăimântătoare, adesea nedorite, dar sunt foarte necesare. Energia astrologică a lui Pluto poate fi atât intruzivă, cât și transformatoare, așa că este important să nu fim obsedați de lucruri în timpul acestui tranzit, mai ales când vine vorba de lucruri pe care nu le putem controla. A merge cu fluxul vieții în această perioadă nu va fi ușor, dar a încerca prea mult să luptăm împotriva acestor energii astrologice va fi contraproductiv. Modul în care ne afectează Pluto viețile depinde în mare măsură de dacă rezistăm influenței sale sau încercăm să lucrăm cu această planetă a renașterii și a destinului. Acolo unde atinge Pluto, ne obligă să explorăm mai adânc. Superficialitatea este inacceptabilă pentru Pluto. Tranzitele lui Pluto insistă să ne conectăm cu scopul nostru principal și cu un sentiment mai profund al puterii. Noi niveluri de intimitate se deschid nu numai cu ceilalți, ci și cu noi înșine. Tranziția lui Pluto aduce intensitate și concentrare în viața noastră. Pluto distruge iluziile în căutarea adevărului absolut. Acestea nu sunt adevărurile lui Saturn, unde vedem lucrurile așa cum sunt, într-un sens lumesc sau material. Pluto ajunge mult mai adânc, strălucind lumină în întunericul nostru.
tranzitul lui Pluto ne oferă șansa de a ne dezvolta și de a renaște. Pluto lucrează pentru a elimina ceea ce este inutil sau superficial din viața noastră. Pluto vrea experiențe profunde de natură transformațională. Ceea ce nu funcționează pentru noi, fie că este vorba de procese de gândire sau de stil de viață, se transformă. Renaștem în zonele afectate ale vieții. Tranzitul lui Pluto este despre a renunța la ceea ce ne reține de la experiențe profunde și semnificative. În timp ce Pluto se află în Vărsător, luăm în mod deosebit în serios structurile sociale, politica și ne străduim pentru reforme majore în aceste domenii. Evenimentele neobișnuite, intense sau dramatice sunt posibile cu prietenii și pe rețelele de socializare. În timpul acestui ciclu pe termen lung, este posibil să întâlnim probleme de control și putere legate de individualitate, egalitate, prietenie și asociații de grup. Ne putem strădui să ne distingem prin progresivitate, mentalitate științifică, idealuri, umanism sau calități unice. Frica, uneori intensă, poate apărea la începutul tranzitului provocator al lui Pluto. Ne confruntăm cu partea noastră întunecată, acele părți din noi care sunt brute, primare și instinctuale. Rezistența la acest proces ne poate determina să proiectăm aceste părți din noi înșine. Dacă facem asta, energia lui Pluto trebuie să meargă undeva, așa că în cele din urmă îl vom întâlni pe Pluto în viața noastră sub formă de evenimente și oameni. Putem atrage oameni geloși sau situații rele, manipulatori sau pe cei care controlează. Pluto revoluționează părți din noi înșine, iar evenimentele care se petrec în această perioadă pot deveni la fel de ușor noi relații, nașteri și noi începuturi pe cât pot despărți. De exemplu, cineva convins să nu se căsătorească niciodată își poate schimba această credință în timpul tranzitului lui Pluto. Dacă influențele destructive preiau controlul asupra vieții noastre și ne rețin de la evoluția spirituală, ar trebui să avem încredere în ghizii noștri spirituali și să ne gândim la toate greutățile, necazurile și extremele pe care strămoșii noștri le-au trăit și le-au depășit, astfel încât genele lor să fie exprimate în noi și să ne ajute să depășim toate șocurile. Distrugerea presiunilor destructive care ne controlează ne va crește puterea spirituală și va duce la stăpânirea personală. Posibile influențe și experiențe spirituale asociate cu tranzitul lui Pluto retrograd. Relații pline de satisfacție emoțional și sexual, intimitate. Vindecarea psihologică. Probleme de relație, anxietate de separare, comportament manipulator, gelozie și posesivitate. Rezistența la schimbare și agățarea de atașamente negative. Comportament autodestructiv, idei obsesive. În căutarea adevărului și a sensului. Începutul unei relații noi, intense. Perspectivă psihologică, intoleranță la superficialitate. Conexiuni pline de suflet cu partenerii. Întâlniri fatidice, relații noi și sau despărțiri în timp util. Descoperirea puterii noastre. Descărcarea de sarcini și obligații. Concentrare sporită, forță și determinare. Cicluri de moarte și renaștere. Relații dificile. Ne confruntăm cu cele mai profunde temeri și le depășim. Pluto retrograd în harta noastră natală ne expune la multe evenimente care schimbă viața, care sunt concepute pentru a scoate la suprafață temerile noastre cele mai profunde și întunecate. Tema recurentă a experiențelor specifice va continua până când vom învăța să ne exprimăm fără teamă puterea și intensitatea interioară. Timpul pare să zboare, așa că bucură-te de fiecare secundă și nu-ți fie frică de nimic. Grozav! De asemenea, merită să-ți asculți corpul, care poate fi plin de oboseală și pierderea forței, precum și de tensiune nervoasă crescută. Dacă te trezești cu simptome de lipsă de bucurie și resurse, amintește-ți că Pluto este ca dementrus. Se hrănește cu temeri și suge sufletul. Pluto va ridica o mulțime de întrebări și va transforma sfera în care se află până când părerea și atitudinea ta se vor schimba radical. Doar să știi că asta este bine pentru tine, indiferent cât de rău ar fi. Încearcă ceva creativ și neobișnuit. În această perioadă, închide toate gestaltele și traumele nerezolvate care te împiedică să trăiești. Fă loc noilor moduri de a vedea și de a simți. Învață să fii nou, învață să arăți diferit, învață să te eliberezi de propriile rame și cătușe. Atunci nimeni nu va fi rănit cu siguranță.